În urmă cu 141 de ani, Dobrogea revenea la România. Cu această ocazie, la Muzeul Național de Istorie și Arheologie din Constanța au fost comemorați și oamenii importanți ai orașului Port, precum și ce au realizat ei. Englezii făcuseră o cale ferată ce navodă Constanța. Constanța a fost săracă vai de capul, nu știa nimeni de ea și reușesc acești oameni de ispravă, Carol I Cogălnicianu, Remus Opreanu, să facă ceea ce are astăzi Constanța. Ce are astăzi Constanța? Un port, un oraș deștept cu multă lume bună, are cale ferată, are podul la Cenavodă de unde putem să ajungem în toată lumea, are canalul Dunării Marea Neagră, care încă este al treilea canal din lume și care funcționează. Remus Opreanu a fost primul prefect al județului Constanța. În prezent, o localitate, o stradă și o școală îi poartă numele. Am avut norocul la vremea respectivă să avem un administrator de cea mai bună calitate, cu o minte clară, cu o minte cultivată, nu numai în administrație și justiție, ci și în cultură. Dobrogea a revenit la patria mamă pe 14 noiembrie 1878.